Leguțu, băia mâna că nu-i pentru tine. Vreau să arăt și eu o scamatorie. Nu, ar, nu, aici, nu, 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 nu arăta nicio scamatorie. E... Ok, să revenim coleguța, coleguțu. Da. Nu, e o surpriză, o să vedeți despre ce este vorba, poate la un moment dat, dacă rămâneți cu noi, cine știe ce apare din punga de cadouri. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat aseară la Survivor, ca un scurt rezumat făcut de coleguța noastră, Alexandra Gog. Avem nominalizări. Nominalizări puternice, zic eu. Avem Drăgulescu din echipa, bineînțeles că au pierdut cei din echipa Vulturilor, și nominalizarea colectivă a fost Drăgulescu și Doru, la egalitate, 2 și 2 voturi. Și Delia, cel care a avut cumva imunitate pentru că a fost cel mai rapid de pe teren, l-a trimis, vrea să-l trimită acasă pe Blaze. Deci nominalizările în seara asta chiar sunt spectaculoase. Drăgulescu, Blaze, Drăgulescu, Blaze și Doru. Trei concurenți puternici și destul de iubiți, așa că o să fie foarte complicat în seara asta. Cum vezi, Cristi Mitrea, povestea asta? Ce să vă spun? Eu aștept tot timpul cu sufletul la gură să văd dacă ni se confirmă sau nu ceea ce avem în cap despre impresia telespectatorilor. Eu cred undeva astăzi aș miza pe Blaze, că rămâne, și pe Delea. Adică tu zici că este Marian Drăgulescu? Da. Tu zici că este Marian Drăgulescu? Da. Eu nu cred. Vedem, de-abia aștept. Asta e o chestie de dezbătut. Dar în principiu asta și discuțiile cu... Nu cred că o să iasă Marian Drăgulescu. Nici eu nu cred că o să iasă Marian Drăgulescu. Hai să vedem. Dacă mă întrebai până la episodul de aseară, aș fi spus că pleacă Doru. Da. Însă aseară a fost un conflict între Blaze și Delea și e posibil ca lumea să-l taxeze pentru acel conflict. Pe Blaze? Pe Blaze și să-l trimită acasă. Dar eu mizez pe Doru mai mult la momentul ăsta. Hai să vedem imaginile astea despre care zici. Cearta dintre Blaze și Delea, da? Da. Hai să vedem. Vedem cearta asta, care s-ar putea să-l coste pe Blaze participarea în continuare la Survivor. Hai să vedem imagine. Și pentru că Delea este iubit. Hai să vedem. Asta e o chestie de orgoliu. Orgoliu că tu știi că nu am dreptate, dar nu spui atunci. Aștept să se facă cu praf, adică de mine. Adică, am spus o prostie, da. Am spus o prostie, ești cu tine, nu era gândit. Țineți minte, nu era gândit, ok? Ați văzut că am făcut praf, dar cei care știau asta au lăsat să treacă acest făcut praf de toate astea și să spună după aia. De ce ești prima atunci? Atunci, în momentul ăla, și Alexandrule, nu așa, dar spune. Alex, nu țipă, hai să vorbim. E urât, e urât. Să vorbim ca oameni. Tu ai ales pe Tigin sau ai vrut să ia pe Tigin, să aduc un 100%, nimic e 100%, dar pentru că ai multe șanse. De profit, de avantaj. Pare rău că am pierdut. Nu, nu, stai. Eu trebuie să fiu intermediar aici. Blaze a spus că se vede și se vede cu ochiul liber că tu, de fiecare dată, la fiecare meci pierdut, ești supărat. Și agitat. Și acum nu, ești așa. Și acum nu ești pentru că ești ceva. Pentru că ce vrei să nu sunt păcat? Ce vrei să mai fac acum? Nu, acum fac ce ai făcut. Ce faci ai fiecare dată când pierdem? Asta vreau să spun. Păi de ce mă să-l judece lumea pe Blaze pentru chestia asta? Da, pe Blaze? Pentru că este iubit. Delea este foarte iubit. Are comunitate foarte mare în momentul acesta. Dar mie nici ce-a făcut Delea nu mi se pare nimic deplasat. Dacă e o strategie, bravo lui, care e problema? Păi e o strategie care cumva... Care ce? E o strategie bună, se permite orice, nu cași pe cadavre, nu jignești pe nimeni, nu ai omorât pe nimeni. E o strategie să... A găsit o portiță. Da. Să aibă cel mai bun timp. Tu zici că este Marian Drăgulescu. Așa, da. Tu asta zici, nu? Da. Iar tu, Alexandra? Doru. Tu zici că este Doru. Da. Am doar așa, ca să fiu contra cu coleguța. Nu, nu știu, e foarte, foarte interesant ce va fi la Survivor. Rămâne să vedem în seara asta. Ideea e că încă puțin și practic încep individualele și încă puțin și aflăm cine câștigă acest trofeu Survivor. Au rămas cei mai puternici acum. Și care, nu știu cum să zic, e din ce în ce mai dinamic și mai schimbător. Da, au rămas și mai puternici, lucrurile se schimbă de la o săptămână la alta. Se vede și... că și tensiunea este clar, la cote maxime, de aia și ies discuțiile acestea care, părerea mea, n-ar trebui să fie, încă nu mai e momentul lor. Am trecut cu toții, dar se vede că sunt tensionați, sunt acolo încordați și fiecare când vede că celălalt are un avantaj, îi sare în cap. Așadar, oameni buni, ne uităm la ce se întâmplă la Survivor și vedem cine pleacă acasă.